Bună ziua, bine v-am găsit, stimați telespectatori. Ne aflăm, iată, în aceste zile, în săptămâna patimilor. Momente de înălțare spirituală, momente de credință, momente importante pentru toți creștinii. Anul acesta, în mod fericit, creștinii de pretutindeni, deci în cazul nostru și creștinii ortodoxi și romano-catolici, dar și creștinii protestanți, sărbătoresc împreună sau vor sărbători împreună învierea Domnului Iisus Hristos. Ne aflăm, cum spuneam, în săptămâna patimilor, stimați telespectatori. Aș vrea întâi să prezint pe invitații mei de astăzi Sfinția sa, preotul Cornel Cadar, consilier cultural la Episcopia Romano-Catolică din Iași. Bine ați venit în platou, Sfinția voastră. Bine v-am găsit. Preot Mihai Mărgineanu, parohul Bisericii Toma Cosma din Iași și în același timp președinte al consistoratului mitropolitan din Iași. Bine ați venit, Sfinția voastră. Bine v-am găsit. Bine ați revenit împreună. Bine v-am găsit. Platou. Cum spuneam, ne aflăm, stimați telespectatori, în săptămâna patimilor, săptămâna mare, perioadă de înaltă spiritualitate. Este, nu-i așa, momentul când evocăm pilda și sacrificiul suprem al Mântuitorului Iisus Hristos, izvorâte din dragostea sa nemărginită pentru oameni, pentru dreptate și pentru adevăr. Dar evocăm și ajutorul pe care El l-a dat celor aflați în nevoie. Așadar, vă propun, sfințiile voastre, să evocăm împreună pentru cei care ne privesc și ne ascultă semnificațiile acestei perioade care precede, de fapt, una dintre cele mai mari sau cele mai profunde sărbători ale creștinătății, învierea lui Iisus. Care este mesajul transmis umanității de Iisus Hristos? Săptămâna Mare sau Săptămâna Sfântă împreună cu Sărbătoarea Paștelui este cea mai importantă din timpul anului bisericesc. Pentru că, așa cum ați precizat deja, rememorăm iubirea supremă a lui Dumnezeu față de noi. Într-un mod deosebit, această săptămână ne transmite gândul acesta, că Dumnezeu ne-a iubit până la capăt. De altfel, în Evanghelia după Sfântul Ioan este un verset care, numit versetul de aur, care spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a trimis pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Jertfa lui Hristos ne vorbește și astăzi și transmite pentru noi mesajul acesta că Dumnezeu, Hristos Iisus, cu brațele întinse pe cruce, ne îmbrățișează pe toți și ne cheamă la sine. Jertfa lui ne invită la rândul nostru să ne îndreptăm spre frații noștri și să iubim. Iubirea presupune jertfă. Nu este doar un sentiment, o dulcegărie, ci presupune renunțare, presupune călcare pe inimă. Presupune înțelegere, presupune sacrificiu uneori, presupune dăruire. Deci, pe de o parte, ne îndreptăm spre crucea lui Hristos ca să-i mulțumim pentru iubirea Lui, iar pe de altă parte ne îndreptăm spre ceilalți ca să-i îmbrățișăm, să încercăm să mergem pe urmele Lui, îmbrățișându-i pe frații noștri. Sfinția voastră, Părinte Mihai Mărgineanu, care este mesajul transmis umanității de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin patimile și sacrificiul Său, răstignirea și apoi moartea, reprezentând gesturi de suprem sacrificiu, dar, cum spunea și Sfinția sa, de profundă iubire față de oameni, față de seminii săi. Sigur că da, este într-adevăr o dimensiune a iubirii, un mesaj al iubirii. Pentru noi, Mântuitorul Iisus Hristos reprezintă pe Dumnezeu care se sacrifică pentru om, pe Dumnezeu care întinde omului mâna spre a-l ridica din starea de păcat, așa a-l readuce la dimensiunea de fiu prea iubit al lui Dumnezeu.
Mântuitorul Iisus Hristos s-a numit, s-a autonumit în viața sa Fiul al omului și asta a făcut o cuvădită intenție de a ne transforma pe noi toți în fii ai lui Dumnezeu. De aceea, jertfa de pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos subliniază această dimensiune a slujirii operei mântuitoare până la capăt, cum spunea Părintele, și mai cu seamă de a ne atrage pe noi în această lucrare care trebuie să se difuzeze în întreagă lume, în întreg universul și care să încredințeze întreaga creație de iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. Învierea din morți a Domnului Hristos, spre care ne îndreptăm, e și o înviere a noastră. De aceea noi creștinii suntem chemați nu doar să comemorăm sau să evocăm anumite momente trecute și chiar în cazul acesta patimile Domnului, ci a le transpune în viața noastră personală, descoperind că anumite tare ale trecutului și anumite elemente comportamentale ale prezentului ne aseamănă foarte mult cu cei ce l-au răstignit pe Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea noi nu deplângem moartea pe cruce a Domnului Hristos, ci luăm măsuri severe cu noi înșine pentru a nu ne asemăna celor care l-au răstignit pe Hristos, pentru că răstignirea Domnului Hristos și ea capătă o, să spunem, o dimensiune supratemporală, se extinde până astăzi prin răstignirea seminilor noștri, prin răstignirea întregii lucrări mântuitoare a Domnului Hristos, care are, să spunem, ca principal beneficiar pe fiecare dintre noi. Iată că ați adus în discuție o temă extrem de importantă și actuală. Eu am citit, am avut acces la scrisorile pastorale de Sfintele Sărbători Pascale ale celor doi înalți ierarhi ai bisericilor fundamentale, importante pentru poporul român, și anume înalt prea Sfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și deopotrivă înalt preasfințitul Petru Ghergel, episcopul episcopiei romano-catolice de Iași. Înalt preasfințitul Petru Ghergel și-a intitulat scrisoarea pastorală de Paști Hristos, mielul lui Dumnezeu, jertfit pe lemnul crucii, învinge moartea. În acest context aduce în discuție și martiriul episcopului Anton Durcovici, care este comemorat în această perioadă, este o pildă pentru noi toți, care a murit în închisoarele comuniste. Lecția pe care spune înalt preasfințitul Ghergel, lecția pe care ne-a lăsat-o în scrierile sale, pe stema sa și mai ales în celula morții, când și-a jertfit viața pentru credință și popor, este impresionantă. El a voit să scoată în evidență misterul mielului sacrificat, spune episcopul Ghergel, imaginea perfectă a lui Hristos, vestit de marii profeți ai Vechiului Testament, dar mai ales de apostolii și scriitorii inspirați ai Noului Testament. Vă rog să comentați, dumneavoastră, Sfinția voastră, Părinte Cadar, aceste cuvinte și eventual putem și extrapola puțin, amintindu-ne până la urmă de, și de această pildă a episcopului Anton Durcovici. Sigur, scrisoarea pastorală de anul acesta este extrem de interesantă, pentru că pornește de la imaginea aceasta, Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Deja din Vechiul Testament, figura mielului e prezentă. La un moment dat, dacă ne amintim bine, Isaac trebuia să fie jertfit. Merge cu tatăl său, urcă muntele Moria, totul era pregătit, Isaac nu știa ce se întâmplă și îl întreabă pe tatăl său, tată, iată totul e pregătit și lemne, dar unde este mielul pentru jertfă?
Și taică-su îi răspunde, va avea grijă, fiule, Dumnezeu, de mielul pentru jertfă. În întreg Vechiul Testament străbate această întrebare, unde este mielul pentru jertfă? Vine Noul Testament și vine Ioan Botezătorul și într-una dintre zile se adresează ucenicilor care îl urmau și îl arată pe mielul. Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Era chiar Iisus Hristos, mielul pentru jertfă. Răspunsul întrebării din Vechiul Testament vine în Noul Testament. Și deja Evanghelia după Sfântul Ioan, în momentul când este răstignit Iisus, lasă să se înțeleagă că tocmai atunci se junghiau miei pentru jertfă. Iisus era răstignit. El era mielul. Tema aceasta o dezvoltă Preasfințitul Petru Gherghel în scrisoarea pastorală și o leagă de jertfa făcută de Anton Durcovici și nu întâmplător. Anton Durcovici, ca orice episcop, își alege un motto și, dacă vreți, e un fel de blazon pe care îl poartă. Ei bine, în stema episcopului Anton Durcovici este mielul. Cumva, dacă vreți, a fost o prevestire a ceea ce avea să se întâmple cu el, când mai târziu avea să fie arestat, pentru că n-a acceptat compromisul să se lepede de credință, de biserică și mai ales să n-a acceptat să renunțe la convingerea sa că Biserica Catolică este legată de Sfântul Scaun. Și pentru asta el a ajuns în cele din urmă, așa cum ați precizat și dumneavoastră, de la Ministerul de Interne la Jilava și de la Jilava a ajuns în Sighetul Mărmației, la închisoarea aceea a elitelor, colonia de muncă. Și acolo, la mijlocul noiembrie 1951, a fost izolat într-o celulă singur și lăsat să moară în frig și în foame. A murit la 10 decembrie 1951. E bine, e comparația aceasta. Anton Durcovici a mers pe urmele mielului a lui Hristos. Hristos Iisus este mielul care a învins moartea și iată că și unul dintre ucenicii săi, Anton Durcovici, a învins, dacă vreți, a învins tocmai murind, urmând această pildă. Urmând pilda lui Hristos. Da, Anton Durcovici va fi celebrat, sigur, și nu întâmplător, și beatificat, pentru că urmează pe 17 mai ridicarea la cinstea altarelor. De aceea și episcopul de Iași, actualul episcop, a ales tema aceasta în scrisoarea pastorală, da. Pentru a transmite gândul acesta de jertfă, de jertfă care duce la împlinire și la biruință. Legat de aceasta, sigur, iată o temă foarte interesantă și în pastorala de Sfintele Paști 2014, înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Referindu-se la cum o denumește înalt preasfințitul revărsare de păgânitate asupra lumii, apar tot mai multe semne, spune dumnealui, de conștientizarea pericolului pe care îl reprezintă îndepărtarea societății moderne de Dumnezeu, de preceptele biblice, de tradițiile sănătoase și de bunul simț în legătură cu familia sau cu alte aspecte ale vieții umane. Îngăduiți-mi să mai citesc un paragraf. Milioane de francezi s-au unit pentru apărarea familiei și a copilului, spune înalt preasfințitul Teofan. Iar țări precum Polonia, Ungaria și Republica Moldova au introdus în constituțiile lor prevederea că familia se întemeiază pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Strădania Croației este scoasă în evidență. Chiar și în Parlamentul European, iată, o temă de strictă actualitate, spune înalt preasfințitul Teofan, unde adesea se adoptau recomandări îndepărtate de etica vieții creștine, se observă începutul unei conștientizări a consecințelor care decurg din subminarea valorilor familiei tradiționale. Respingerea recentă de către Parlamentul European a două inițiative care ar fi dus la situații dezastruoase
pentru normalitatea vieții umane arată că mai multe persoane responsabile de pe bătrânul continent își spun cuvântul și s-a referit și la atitudinea unor parlamentari europeni români. Înalt preasfințitul Teofan nu a dat nume, dar i-a lăudat pe unii care au luat poziție pentru creștinătate, pentru credința în Dumnezeu, dar i-a și incriminat pe unii care au votat acolo într-un anumit fel. Vă rog să comentați acest fragment sau știgul din scrisoarea pastorală. Ca întotdeauna, scrisorile pastorale ale înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan sunt o bucurie pentru noi, pentru clerici și pentru credincioși, mai cu seamă prin această dimensiune și angajare în viața practică, în viața concretă. E în fiecare scrisoare pastorală a înalt preasfințitului un puternic, o puternică punere în lumină a unor elemente și a unor aspecte care se leagă de viața noastră concretă, dincolo de cunoașterea, să spunem, doctrinară a vieții creștine. E foarte important modul în care reușim să punem în aplicare prevederile creștine. Și într-adevăr, în societatea contemporană trăim această mare dramă a dedublării, în care pe de o parte creștinul trăiește în comunitate creștină și se manifestă în ambientul creștin creștinește, în afara comunității creștine se arată a fi și a trăi altfel. Asta a dus practic spre această idee, să spunem, dramă a secularismului, pentru că secularismul nu e omul fără Dumnezeu, omul secular nu e omul fără Dumnezeu, ci omul care nu mai are nevoie de Dumnezeu. E o dramă pentru că acel om nu se mai înțelege pe sine însuși. Trăiește într-o nebuloasă. Aici ambele biserici au o poziție asemănătoare și au luat mereu o atitudine, mai mult chiar au făcut foarte mult pentru a frâna aceste porniri, sigur, care nu corespund preceptelor creștinismului. Și e foarte important, precum ați sesizat pe bună dreptate, cred, nu doar Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, ci toate bisericile creștine la unison ridică glasul împotriva acestei delăsări spre secularism a vieții sociale. Din păcate, iată... Putem să o numim și mai drastic chiar puțin, adică îndepărtarea de elementul uman profund, de familia fiind temeiul și nucleul societății lăsată de bunul Dumnezeu. Păi îndepărtarea de aceste valori, nu? E o îndepărtare de valorile fundamental umane până la urmă. Sigur. Dacă stăm și ne gândim. Sigur, și șochează de fiecare dată când oameni care au ajuns în Parlament se declară creștini și ei promovează non-valorile. Cel puțin nu te mai declara creștin, că nu ești. Da, e adevărat. Sigur, vom mai putea vorbi despre acest aspect foarte important. Vă provoc poate în viitor la o discuție legat de, sigur, acest aspect, pentru că, sigur, noi vorbim de drepturile fundamentale ale omului. Sunt niște contradicții aici, dar totuși cuvântul bisericii alături de morala fundamentală a omului, de morala creștină până la urmă, de a cărei valori s-au îndepărtat sau unii se îndepărtează fără să conștientizeze de fapt până la urmă implicațiile. Ne aflăm în Joia Mare, Joia Sfântă. Sigur, sunt trei zile. În acest an Biserica Romano-Catolică, de exemplu, celebrează în perioada 17-19 aprilie cele trei zile sfinte care preced Marea Sărbătoare a Paștelui. Această perioadă mai poartă numele de Triduum Pascal și are o importanță deosebită pregătind în Sărbătoarea Învierii, Joia, Vinerea, Sâmbăta Sfinte. La ortodoxi, noi le numim Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare. Sigur, urmează Noaptea Învierii și Ziua de Paște. V-aș ruga foarte pe scurt să pomeniți, să spuneți momentele importante care se desfășoară în cele două biserici. Astăzi, de exemplu, Părinte Mărgineanu, ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă?
Astăzi este Joia Patimilor Domnului, este ziua în care facem aducerea minte de vânzarea Mântuitorului Iisus Hristos, care și ea în sine este o pătimire, pentru că n-a fost vândut de un oarecare, ci a fost vândut de prietenul și conaționalul său iudeu, Iuda. Astăzi facem aducerea minte de instituirea Sfintei Taine Liturgice, Sfintei Taine a Euharistiei sau a Împărtășirii, prin care Mântuitorul Iisus Hristos ne-a oferit în chipul pâinii, chipul văzut al pâinii și al vinului, trupul și sângele său, pentru a ne transforma în părtași vieții lui Hristos, astfel încât Hristos trăiește prin noi, ci prin cel ce se împărtășește. Bun, să apoi, trecem în revistă pe scurt aceste avem momente. Avem apoi rugăciunea pe care Mântuitorul Iisus Hristos o rostește pentru sine și pentru popor și în general pentru biserica sa. Sedenia celor 12 Evanghelii. Asta va fi diseară. Și avem apoi spălarea, gestul spălării picioarelor. Iar în seara aceasta, în cadrul deniei celor 12 evanghelii, sunt evocate pas cu pas suferințele Domnului Hristos și tot ceea ce s-a petrecut atunci când el a fost dus la judecată nedreaptă în fața Sinedrului, la condamnare iarăși nedreaptă din partea lui Pilat și în sfârșit la răstignirea sa și moartea sa pe cruce. Ziua de mâine, ziua de vineri. O vineri. Să vorbim despre vineri imediat. Da. Liturgia se aseamănă mult cu liturgia cinei Domnului. Se aseamănă mult ziua de azi cu ceea ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă. Da. Și anume astăzi sunt amintite trei momente. Ziua preoției, s-a înființat preoția, ziua înființării Sfintei Împărtășanii și legea iubirii. Dimineața deja la ora 10:30 au fost în catedrală peste 350 de preoți, adunați în jurul episcopului, s-au sfințit uleiurile sfinte, iar preoții au reînnoit făgăduințele pe care le-au zis odinioară când au fost hirotoniți. Un mesaj special a avut episcopul pentru preoți, iar ei au purtat după aceea uleiurile sfinte acasă, uleiurile pentru bolnavi sau uleiurile cu care vor fi consacrate bisericile și vor fi sfințiți preoții. Diseară este liturgia Cina Domnului, pentru că amintește, așa cum vă spuneam, de ceea ce s-a întâmplat odinioară când Iisus a luat pâinea și vinul și a spus: acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, se înființează Euharistia sau Sfânta Împărtășanie și în același timp se citește Evanghelia în care Iisus ne invită să ne iubim unii pe alții și să procedăm cum a procedat el, că și-a pus ștergarul și a spălat picioarele ucenicilor. Așa va face episcopul. Așa va face episcopul, la 12 persoane va spăla picioarele. Ce se întâmplă și la ortodox. Se întâmplă și la ortodox și în mănăstirile pe noastre. Pe scurt, în Vinerea Mare, pentru că aș vrea și să ca o, ca o asemănare, iarăși important de subliniat, e faptul că și în cadrul cultului ortodox, Sfânta Liturghie din Joia Patimilor, în cadrul Sfintei Liturghii din Joia Patimilor, se consacră Sfânta Împărtășanie pentru bolnavi, pentru parcursul întregului an. Ziua de astăzi, ziua de Joia Mare, prin Sfânta Liturghie care se oficiază, e o zi dedicată tuturor celor bolnavi. Aș îndrăzni să spun că în ceea ce se întâmplă în cele două mari biserici creștine, prevalează foarte mult asemănările și credința și foarte puțin deosebire. E normal de vreme ce evocăm aceleași evenimente și aceleași persoane și aceleași evanghelie. În Vinerea Mare, pe scurt, să trecem în revistă până la urmă totul, să ne ajungă timpul. Vinerea Mare, vorbim Vinerea Sfântă. De patimile Domnului. Nu este liturghie, este doar o celebrare seara, când într-un mod deosebit se citește cea mai lungă evanghelie din an, patimile Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan, și crucea este expusă și arătată poporului. Ea este acum acoperită, va fi descoperită crucea în Vinerea Mare și arătată poporului pentru ca să vină rând pe rând în fața crucii. Ați adus de la Vatican pentru credincioși, nu numai romano-catolici, pentru toți, o copie a Giulgiului Sfânt. Sigur, este o copie a Giulgiului care este în catedrală și
Asta ajută foarte mult la a înțelege ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul, pentru că pe Giulgiu pot fi văzute clar rănile Mântuitorului, rănile cuielor de la mâini și de la picioare, rana din coastă, precum și rănile făcute de bice, la fel rănile de pe capul Mântuitorului făcut de spinii. Această copie este expusă în catedrală. În catedrală și ea constituie o bună meditație și o bună pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului. În același timp, Giulgiu este martorul tăcut al Învierii, pentru că atunci când cei doi ucenici au mers în grabă, Petru și Ioan, la mormânt, ei au intrat în mormânt, Ioan spune că a văzut și a crezut. Ce a putut să vadă, să creadă? A văzut tocmai Giulgiul acesta, partea de deasupra căzută pe partea de dedesubt, fără să fie deranjată, și trupul lui Iisus nu mai era acolo. Ori asta este ceva extraordinar, pentru că dacă Iisus ar fi fost furat, așa cum s-a zis mai târziu, sau ucenicii l-ar fi luat de acolo, nu ar fi avut ei grijă să lase Giulgiu în ordine, ci l-ar fi deranjat sau l-ar fi luat cu tot cu Giulgiu. Ei, Giulgiu este martorul tăcut al Învierii. Da. Să continuăm acest periplu. Vinerea Mare. Și pentru creștinii ortodoxi, Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor Domnului este o zi aliturgică, nu se săvârșește Sfânta Liturghie. Este o zi în care asistăm tăcuți la punerea în mormânt a Domnului Hristos, întâi la răstignirea sa și apoi la punerea în mormânt a Domnului Hristos. Ziua de vineri e o zi în care, în cadrul slujbei vecerniei, care de data aceasta se oficiază dimineața, se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf sau Sfântul Aer, o bucată de pânză pe care este reprezentată punerea în mormânt a Domnului Hristos și care pentru creștinii din fiecare comunitate parohială simbolizează mormântul Domnului Hristos. Acest Sfânt Aer este expus spre venerare creștinilor și de asemenea creștinii trec pe sub Sfântul Aer, fie în cadrul procesiunii, fie în cadrul privat, în momente... E o tradiție. E o tradiție, dar nu e o tradiție lipsită de profunde semnificații, pentru că, de fapt, înseamnă trecerea noastră prin mormântul Domnului, tot așa cum la Ierusalim, cei care au ocazia să meargă pot trece prin Biserica Sfântului Mormânt și pot să cinstească mormântul Domnului. Ziua de vineri se încheie cu o slujbă de denie cu totul specială, poate este cea mai frumoasă și mai antrenantă pentru creștini, în care se intonează în biserică prohodul Domnului sau slujba de înmormântare pentru Mântuitorul Iisus Hristos, care n-a avut parte de o slujbă de înmormântare. E o slujbă deosebit de frumoasă și mai ales prin faptul că în biserici, în toate bisericile, e o mare afluență de tineri care vin spre a cânta aceste imne ale prohodului Domnului, într-adevăr, pe o linie melodioasă care e foarte atractivă și simplă pentru ei, dar important este faptul că intonând aceste cântări și participând la procesiunea care se organizează în fiecare parohie, tinerii și creștinii în general devin într-un fel solidari în actul de cult. Să ajungem la momentul poate cel mai semnificativ, cel mai important, noaptea sfântă, noaptea învierii, celebrării învierii Domnului, pentru că acesta este momentul care e un corolar al întregului ciclu de momente care precede Sfintele Paște. Mai trebuie doar amintit că în Vinerea Mare, în amintirea jertfei lui Hristos de pe Golgota, creștinii sunt invitați să postească. Post negru pe cât posibil. Fără carne, fără mâncăruri de carne, abstinență de la mâncare. Fiecare. Unii postesc chiar mai mult? Sigur, dar în Vinerea Mare, într-un mod deosebit, urmează ziua de sâmbătă, Sâmbăta Sfântă, care este o zi de tăcere, Domnul este în mormânt, ca tare nu este nicio celebrare, nicio liturghie în această zi, și totul culminează cu liturghia din noaptea de sâmbătă spre duminică, liturghia Învierii. Această liturghie începe în Biserica Romano-Catolică afară. Se aprinde un foc
și de la acest foc se aprinde o lumânare mare numită lumânarea pascală, semnul învierii lui Hristos. De la lumânarea aceasta apoi toți ceilalți credincioși aprind lumânările lor și se intră în procesiune, în biserică și în cântare. Se ascultă multe lecturi din Vechiul Testament pentru a înțelege cum au stat lucrurile în Vechiul Testament și culminează cu proclamarea Evangheliei, în care femeile merg dis de dimineață la mormânt și nu mai găsesc trupul lui Hristos și apoi îl întâlnesc pe Hristos înviat. E cântare de aleluia, de mărire în cerul lui Dumnezeu și pace pe pământul oamenilor. E o noapte de priveghere, de aceea sunt așa multe lecturi. Totodată, dacă sunt copii de botezat, se botează în această noapte. Foarte spune. Interesant. Dacă da. Nu sunt copii, toți cu lumânările aprinse reînnoiesc făgăduințele de la botez, pentru că în botez se realizează paștele fiecărui persoane, adică trecerea de la moarte la viață. Pentru că murim în botez, când am fost botezați, murim împreună cu Hristos și înviem la o viață nouă. Se cântă litaniile, apoi se împărtășesc toți aceia care au fost pregătiți, adică s-au spovedit în timpul postului mare, urmând ca la finalul liturghiei toți cu lumânările aprinse să meargă pe străzile orașului, dacă vorbim de Iași, sau să înconjoare, da, înconjoare biserica, da, tot așa cântând Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și în ziua voastră, ziua tot de așa sâmbătă, de frumos este. E, într-adevăr, ascultam chiar cu plăcere, sunt foarte multe aspecte de cult care se regăsesc și în cadrul manifestării noastre ortodoxe. Ziua de sâmbătă pentru noi este o zi liturgică și o zi liturgică foarte importantă, pentru că, într-adevăr, este Domnul în mormânt, dar liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se oficează în dimineața zilei de sâmbătă, împreună cu ceasurile acestea împărătești, care au, să spunem, o puternică ancorare în prorociile vechi testamentare despre Mântuitor, persoana Mântuitorului, lucrarea sa în lume, despre învierea din morți a Domnului Hristos, toate aceste slujbe și mai cu seamă Sfânta Liturghie arată că, sau într-un fel, pregătesc pe creștinul care va participa în noaptea de înviere la slujba de înviere. Participând la liturghia din Sâmbăta Patimilor, de fapt participăm la propria noastră înviere, care trebuie să se producă în mod necesar ca o concluzie a perioadei de post. Perioada de post în care am omorât, să spun așa, câte ceva rău din noi, se concluzionează printr-o înviere, printr-o învierea noastră. Ziua de vineri, într-adevăr, și la noi a fost și este dintotdeauna considerată zi de post. Dar sever. Poate cei bolnavi sunt iertați și măcar așa un regim strict pot să țină, nu? Nu, ei sunt chemați să țină postul, toți cei care pot să-l țină. Sigur, e o chemare, e o, să spunem... Până la urmă este dacă vreți, înțelegerea foarte exactă ar fi o purificare a organismului înainte de acest moment de bucurie, nu? Dar postul ne ajută să ne înălțăm mai ușor mintea spre Dumnezeu. Da, avem mintea ceva mai... Da. Spre misterele care au loc acum, în Săptămâna Sfântă și care culminează cu... Nu poți să te gândești la învierea lui Hristos sau la patimile lui, giftuit fiind de mâncare. Ne oferă o dimensiune mult mai cuprinzătoare și asupra învierii și a lucrării Mântuitorului Hristos, dar și asupra propriei noastre vieți, pentru că învierea Domnului Hristos trebuie să se producă și în persoana fiecăruia dintre noi, pentru că în felul acesta putem celebra cu adevărat bucuria învierii. Noaptea pascală pentru ortodoxi este o noapte a luminii. Să mai amintim că am înțeles că o delegație a Patriarhiei Române va merge la Ierusalim și pe calea aerului va aduce Lumina Sfântă, nu? Pe care o să o împrăștie în toate cum se va putea. Da, ce la Suceava și nu la Iași ajunge avionul acela? Acum, cum a fost orânduiala asta? Lumina Sfântă de la Ierusalim se regăsește pe masa fiecărui altar din noaptea
de Paști, asta e cel mai când important, preotul așa cheamă credincioșii, da, veniți de luați lumină. Da. E aceeași lucrare de taină a lui Dumnezeu, fie că aducem lumina cu avionul de la Ierusalim, fie că noi în Sfântul Altar chemăm credincioșii, veniți de luați lumină. E da, vorba de cel ceea ce... foarte frumos care este de emoția pe care o trăiește creștinul. Catolică. Momentul acesta al aprinderii luminii. Aprinderii lumânărilor, da, sigur că da. E un simbol, dacă vreți, pentru că aprinderea luminii trebuie să producă mai mult în noi înșine. Noi trebuie să aprindem lumina în inimă. Sigur că da. De fapt, acesta este momentul, până la urmă, de spiritualitate. Putem să aducem lumina de oriunde, dacă nu s-a transformat ceva în viața noastră, în zadar va fi. Spiritual, da. Și au de câștigat oamenii care sunt în sate uitate, care trăiesc pur și simplu postul mare, cu multă credință și îndreaptă pașii spre biserică și participă în ziua de înviere purificați, având lumânarea de acolo și lumina de acolo. Pentru că acolo foarte important. Mai avem doar sub 3 minute. Sfințiile voastre, în acest ultim timp din emisiunea noastră, un scurt mesaj pentru credincioșii creștini păstoriți de cele două mari biserici. Dumneavoastră, Părinte Marginea. Întâi de toate vreau să-i îndemn pe creștinii, în primul rând pe creștinii din parohia mea și de asemenea pe toți creștinii, să fie aproape de Sfânta Biserică, pentru că taina învierii, bucuria învierii nu se poate simți cu adevărat decât în ambientul comunității de rugăciune și de trăire religioasă pe care îl oferă biserica. Apropierea de Hristos euharistic de Sfântul Altar, pentru că noaptea de înviere e și o bucurie a comuniunii cu Hristos, apropierea de Hristos euharistic trebuie să ne transforme pe noi în lucrători jertfelnici pentru Hristos, iată, într-o lume care este profund încercată de și răvășită și de patimi și de orgolii, răvășită și de fel și fel de orientări, mai mult sau mai puțin morale. E important să fim alături de biserică, să ne rugăm împreună și să trăim învierea Domnului ca pe o misiune a noastră personală de a lucra pentru a transmite și celorlalți această bucurie a luminii. Mesajul Bisericii Romano-Catolice. Mă gândesc la fel ca Părintele și îmi place să cred că la sărbătoarea de anul acesta de la Paști, tot mai mulți credincioși își vor îndrepta pașii spre biserică, se vor ruga împreună cu ceilalți, vor cânta împreună cu ceilalți. Îmi place să cred că tot mai mulți s-au spovedit sau se vor spovedi în zilele acestea și cu suflet purificat vor trăi învierea, vor învia împreună cu Hristos. Și tare mult îmi doresc, și asta doresc tuturor, ca sărbătoarea învierii să aducă înviere în viața noastră, să înviem împreună cu Iisus Hristos. Apostolul Paul spune într-una dintre scrisori, dacă ați înviat împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos șade de dreapta Tatălui, nu la cele de pe pământ. La asta ne cheamă învierea și asta mi-o doresc mie și o doresc tuturor. Ce frumos! Cu aceste frumoase cuvinte ale Sfințiilor lor, Părintele Cornel Cadar, care este consilier la Biserica Romano-Catolică din Iași, și Părintele Mihai Mărgineanu, parhul Bisericii Toma Cosma din Iași. Cu aceste frumoase cuvinte, nu ne rămâne, estimați telespectatori, decât să vă dorim sărbători cu bucurie, sărbători cu bine, sărbători cu sănătate. Vă reamintesc că această emisiune va fi reluată luni în cea de-a doua zi de Paște. Sărbători fericite!